Ce nu înseamnă cuvintele lui Hristos este că fiecare credincios trebuie să facă exact lucrările care le-a făcut Hristos. Nici măcar nu înseamnă că fiecare credincios trebuie să facă măcar una dintre lucrările miraculoase. Nici măcar, da? Nici măcar asta. Asta nu înseamnă. Nu înseamnă că fiecare credincios trebuie să facă lucrările acelea miraculoase, altfel nu este credincios. Să nu mai vorbim că Domnul Iisus Hristos spune că cel care crede în El va face lucrări mai mari. Dacă am aplica explicația aceasta care deseori este dată acestui text, nimeni nu s-ar dovedi vreodată ca și fiind credincios. Nimeni. Mai mult de atât, apostolul Pavel s-ar dovedi că nu a înțeles ceea ce a vrut Domnul Iisus Hristos să spună în Ioan 14 și a fost un student foarte slab al Domnului Iisus Hristos și al apostolilor. Da? Știți cum rezolvă unii în ziua de astăzi această nedumerire? Credința prin asociere. Credința prin asociere, da? Ei așa rezolvă. Ei cred, realmente cred, că acest text trebuie interpretat așa. Cel ce crede trebuie să facă aceste lucruri. Da? Ei nu fac aceste lucruri și nu le pot face, oricât s-ar chinui. Oricât s-ar chinui, da? Oricât ar cere aceste daruri, nu le pot face, da? Dar stau liniștiți pentru că au auzit că sunt în cultul lor sau în biserica lor unii care pretind că le fac și că le-au făcut. Așa că prin asociere cu ei, și ei fac lucrările acestea care sunt a lui Hristos, ba mai mari decât a lui Hristos. Și zic, mai, eu n-am înviat pe nimeni din morți. N-am înviat pe nimeni din morți, dar a venit Bonche în România și Bonche poate învia pe unul din morți. Cu siguranță a înviat vreo 2-3 prin Africa, pe unul nu știu unde a fost. Și eu sunt cu Bonche. Și dacă sunt cu Bonche, da? Dacă sunt cu Bonche, înseamnă că fac parte dintre cei care învie oamenii din morți. Dacă interpretezi Ioan 14 ca și cei ce cred trebuie să facă aceste lucrări, tu trebuie să le faci. Nu Bonche, care oricum este un mincinos și un șarlatan, da? Prin asociere sau prin diluarea textului și a face lucrări mai mari, eu cred că înseamnă a face minuni la propriu, dar mai mari, nu știu ce înseamnă aia, poate e suficient ca să vorbesc numai în limbi. Apropo, Domnul Iisus Hristos n-a vorbit în limbi, da? Deci nu e una dintre lucrările Lui, n-a vorbit în limbi. Domnul Iisus Hristos a vorbit într-o limbă întotdeauna încât cei care Îl ascultă să Îl înțeleagă, da? Sau zici, măi, Domnul Iisus Hristos niciodată n-a vindecat pe nimeni de o durere de cap cu un algocalmin. Dar dacă pot eu ca să vindec pe cineva cu o durere de cap cu o rugăciune și algocalmin, o să o număr o vindecare ca să bifez acolo că am făcut și eu lucrările. Și se liniștesc oamenii. Am împlinit Scriptura. Nici de cum așa ceva. Dacă grila interpretării este aceasta, că Domnul Iisus Hristos spune că ca și consecința credinței în El, în mod cert vei face aceleași lucrări ca și El, ba mai mari lucrări, singura explicație în viața ta trebuie să fie să faci lucrări identice cu El sau mai grandioase, sau să faci aceleași lucrări, dar mai multe. Și aș vrea să-mi arătați un om, care poate pretinde că a făcut lucrări mai mari sau mai multe decât Domnul Iisus Hristos. Nu există! Nu există! Adică trebuie să fie unul posedat de Satana să-l întreb: tu crezi că ai făcut mai multe minuni ca și Hristos? Și el să zică: da! Hristos a înviat pe Lazar, eu am înviat 5! Trebuie să fii posedat de Satana ca să poți spune așa ceva. Hristos a făcut vindecări, dar a mele au fost mai miraculoase. Eu am vindecat boli de care Hristos nici n-a auzit. Să fii dus cu pluta ca să aplici această interpretare și după aia să fii convins că ea chiar poate fi verificată în viața ta practică. Nimeni nu va spune așa ceva. Da?